Bine ați venit, dragi doamne și domni, din Zodia Berbec. Fie că aveți soarele, luna, ascendentul, descendentul, semnul lunii în Berbec sau vă interesează, da, o persoană, o doamnă, un domn din Zodia Berbec, etalarea se referă, iată, la acest semn și încep prin a vă spune că ne ocupăm sau încercăm să aflăm predispozițiile lunii decembrie pentru dumneavoastră. Și eu și voi, pentru că vor fi mesaje pe care, bineînțeles, le voi afișa, voi încerca să le interpretez, dar s-ar putea dumneavoastră să primiți și alte, privind imaginile, da? Să primiți și alte mesaje, nu doar cele pe care le explic eu. Ca să vă colind, dragii mei, pentru că în luna decembrie colindăm oamenii dragi, aș vrea în primul rând să vă colind cu bucuria aceasta, da, de a fi tineri, de a vă simți sănătoși, de a fi fericiți alături de cei dragi vouă, de a fi împliniți, de a simți efectiv că luna decembrie este o lună liniștită, dar totodată fericită, că aveți și prosperitate, dar și sănătate. Eu vă doresc să aveți sărbători cu bine, să intrați în noul an cu gânduri pline de speranță și de tot ce este mai frumos pentru 2024. Oricum voi mai face etalări, etalările pentru 2024, etalările pentru ianuarie, da? Vom avea și etalarea generală a anului și etalarea pe ianuarie. Încet, încet întrebăm cărțile de tarot. Dar această filmare se referă la luna decembrie și am să încep prin a prinde o lumânare, așa cum știți că procedez de obicei, pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi, pentru vindecări, așa cum spun mereu, pentru împăcări, pentru găsirea soluțiilor și rezolvarea tuturor dificultăților prin care poate că deja treceți sau ați putea, Doamne ferește, trece. Și am pregătit pachetele, da, pentru fiecare plan în parte. Aici, legat de iubire, întrebăm aceste cărți oracol de tarot, apoi legat de carieră, de profesie, avem aceste pachete oracol tarot. Mai am de asemenea planul financiar, da, mergem pe acesta, mergem pe tot așa un oracol și un tarot și nu în ultimul rând, dragii mei, planul sănătății și al sufletului are tot așa un oracol și un tarot. Începem cu dragostea. De obicei așa procedez și sper să primiți informații care să vă ajute și cu care să rezonați. Voi considera că luna decembrie are, așa cum se spune, trei părți, considerând câte 10 zile, da? Primele 10 zile, între 1 și 10, apoi între 10-20 decembrie, respectiv între 20 și 31 decembrie. Hai să vedem ce spun cărțile. Păi văd în primul rând, dragi berbeci, că între 1 și 10 decembrie veți fi destul de interesați unde veți face revelionul, cu cine anume, o parte din voi chiar pregătiți o călătorie care să fie chiar de sărbători, ori imediat după sărbători. Această lună de miere reprezintă felul vostru de a manifesta dorința de a petrece timp cu persoana dragă vouă. Poate veți sta acasă, așa se numește, cabana plăpumioara se numește atunci când stăm acasă, dar să faceți din acea perioadă de sărbătoare o zile de miere, cum se spune. Cel puțin aceasta este intenția dumneavoastră și sper să reușiți. Se pare că între 10 și 20 decembrie vor fi situații în care este foarte important să iertați și să învățați din anumite greșeli. Poate că este și o perioadă, o parte din voi să țineți post, să iertați legat de, nu știu, sunt anumite supărări care au fost pe parcursul anului și
cum le clarificați, le iertați, învățați din aceste greșeli sau cereți iertare persoanelor voastre, dragi. Sunt posibile, dragii mei, chiar împăcări. Iar între 20 și 31 decembrie, văd că o mare parte primește acest răspuns la rugăciunea de a chema sufletul pereche. Adică o parte din voi vă doriți această persoană care să vă fie suflet pereche alături de voi, alții dintre dumneavoastră o veți cunoaște, iar mai există o categorie a persoanelor care se conving că partenerul, partenera, reprezintă ceea ce simt ei că, dar parcă validați faptul că persoana cu care sunteți vă este suflet pereche. Să vedem și ce spune acest tarot al iubirii. Legat de această lună de miere, ca și clarificare, văd într-adevăr o pereche potrivită. Voi vă simțiți bine alături de cei dragi, simțiți că formați această pereche, da, perfectă, foarte frumoasă. Deci primele 10 zile ale lui decembrie sunt foarte frumoase. Apoi, între 10-20 decembrie, cartea aceea, iertare și învățare din greșeli, este clarificată de reciprocitatea în iubire. Dragii mei, veți iubi și veți fi iubiți. Foarte frumoasă este luna decembrie sub aspectul acestei iubiri. Și regina cea tainică a inimilor, ce frumos, clarifică această carte a răspunsului la chemarea sufletului pereche. Poate că sunteți doamnele acelea tainice, nu vorbiți prea mult despre asta, sau sunteți într-o relație secretă, sau e o persoană aici, dragi domni, o persoană, da, este o doamnă care nutrește aceste sentimente tainice, da, e o regină a inimilor. Foarte frumos, da, foarte frumos este aspectat acest plan al iubirii pentru voi și să mergem, dragii mei, din Zodia Berbec, la aspectul acesta profesional. O parte s-ar putea să vă luați concediu, alții să lucrați, iată un prim mesaj. Salcia, eliberare sfârșită, asta este cartea între 1 și 10 decembrie. Vă eliberați de niște griji, de un proiect greu, de dificultăți. Are loc sfârșitul, poate chiar vă luați concediu începând din 11 decembrie sau da, scăpați de ceva care vă împovăra. Da, este aici parte de o eliberare. O parte din voi poate schimbați locul de muncă și în sfârșit scăpați dintr-o anumită perioadă mai dificilă. Hai să vedem în continuare, între 10-20 decembrie, iată mesteacă, nu-l spune, eliberează-te, din nou această eliberare, eliberează-te de trecut, găsește calea, e vremea unui nou început. Se pare că voi vă încărcați oarecum bateriile pentru a face o schimbare, dar nu cred că va fi această schimbare în decembrie. Probabil că vă planificați termenii, dar în primul rând trebuie să vă eliberați de trecut, să vă eliberați de o energie neplăcută a unui loc de muncă, da? Sau este ceva aici în carieră care nu neapărat că este blocat, este influențat de experiențele voastre anterioare. Să vă gândiți la acest lucru, să nu amestecați trecutul cu prezentul. Și a treia carte, a lunii, îndrăznește, împlinește-ți visurile. Veți fi mai plin de speranță între 20 și 31 decembrie și cred că veți porni anul 2024 destul de hotărât să faceți o anumită schimbare. Să vedem cărțile care clarifică aceste mesaje totodată sau care vin cu mesaje noi din partea tarotului. Această eliberare, acest sfârșit, e legat de un trecut, șasele de cupe. S-ar putea cineva să-și ceară scuze sau să o faceți voi. S-ar putea să colaborați cu persoane pe care le știți de mult timp, care v-au fost colegi sau v-au fost asociați, sau s-ar putea să vă ajute în persoane din copilăria voastră, din familia de origine, da? Raci, scorpion, pești ar putea să fie.
Apoi, iată, interesant, eliberarea de trecut și găsirea căii, pentru că e vremea unui nou început, vine și cu nopt de bâte. Nu este deloc exclus, dragii mei, ca voi chiar să începeți demersurile și să mergeți la niște interviuri între 10-20 decembrie, deși oamenii se pregătesc de sărbători, o parte din voi s-ar putea să găsiți, da, și să începeți cum ar veni din ianuarie să schimbați. Dar o chestiune se termină sau se rezolvă mai repede decât v-ați fi așteptat și aici văd ajutorul persoanelor din berbecleu săgetător. Iar a treia carte, cinciul de bâte, arată într-adevăr între 20 și 31 decembrie o perioadă, poate la serviciu, cu anumite concurențe, competiții, nu știu la ce anume se referă, dar din nou semnele de foc vă ajută, berbecilei săgetători luptă corp la corp cu voi, sau cot la cot am vrut să spun, dar ori sunt poticneli, ori nu vă stricați sărbătorile, dragii mei. Important este să aveți o atitudine cât mai detașată de ceea ce înseamnă de ceea ce înseamnă partea aceasta profesională, da? Poate chiar lucrați între Crăciun și Revelion. Cine știe, o parte dintre dumneavoastră. Dar veți ieși învingători, deci văd aici o victorie după o perioadă destul de, da, cu bețe în roate și așa mai departe. Mergem și la planul financiar. Ia să vedem pentru zodia berbec, da, pentru dragile doamne și dragii domni din berbec. Ce ne spun cărțile? În primul rând, acest oracol, al oracol indian, are, iată, o provocare, da? Voi între 1 și 10 decembrie aflați că veți avea o provocare, poate chiar pe 21, sau aveți 21 de ani, sau la ora 21, într-una din zilele astea, între 1 și 10, sau ora 3. E o provocare. Cineva vă spune că n-ați putea face un anumit lucru, parcă faceți o prinsoare. Sau chiar așa, da, e o provocare, probabil, să vă încadrați într-o sumă de bani și să reușiți să cumpărați destul de multe. Ce mai văd între 10-20 decembrie? Iluzie. Aveți mare grijă, nu riscați, nu investiți. S-ar putea să vi se promită mare acusare pe plan financiar. Da, sau poate aveți o creativitate foarte mare să faceți rost de bani. Însă, atenție cu acele oferte super faine, pentru că sunt riscante. Da, numărul 4, ora 4 și între 21 și 3, între 20 și 31 decembrie am un foarte frumos joker. Banii vin, dragii mei, spre voi. Deci veți vedea, veți avea noroc, să știți. Hai să vedem cum ne clarifică tarotul aceste cărți. Despre ce provocare este vorba? Iată primul mesaj despre un trei de bâte. Provocarea este că voi vă ridicați dintr-o neputință, dintr-o stagnare și treceți la acțiune. Da, și vă văd cu adevărat energici, energizați, ca niște berbeci ce sunteți. S-ar putea să vă ajute și persoanele din leu sau săgetător sau chiar berbec ca și voi. Dar voi nu mai așteptați. Se pare că voi luptați pentru a obține anumiți bani. Și mai văd spânzuratul. Iată, atenție la iluzie, pentru că am și o ușoară stagnare sau un ușor blocaj. Să nu vă blocați banii pe undeva. Stați cu ei în buzunar, dragii mei. S-ar putea să vă ajute o persoană din zodia Pești în această perioadă. Și iată, jokerul este clarificat de o schimbare, da, o schimbare, un scorpion care vă anunță poate de o investiție foarte bună sau e vorba de norocul vostru, da, vă schimbați, dragii mei, norocul. Poate că nu veți mai cheltui într-o anumită direcție, vă veți opri să finanțați ceva care nu ducea nicăieri și aveți noroc să aflați acest lucru. Foarte bine, foarte frumos. Am primit informații care sper să vă ajute și să trecem, iată, și la planul sănătății. Începem cu oracolul. Tot așa, între 1 și 10 decembrie, între 10-20 și între 20-31 decembrie.
Prima carte, iată, trebuie să-ți îmbunătățești starea fizică. Schimbați-vă stilul de viață între 1 și 10 decembrie. Poate chiar puteți să vă apucați de un post, dar nu frustrant, un post în care să aveți oarecum grijă, da, de alimentație, dar nu numai. E vorba și de gândurile negative pe care să le alungați și să le înlocuiți cu gânduri pline de speranță. Poate vorbește și despre odihnă mai multă, da? Deci, pur și simplu, veți face, da, sunt ceaiuri naturale pe care le veți consuma. Hai să vedem, între 10 și 20 decembrie veți fi deschiși, se pare, către spiritualitate, prin ceea ce se întâmplă, prin coincidențele care se petrec, care au loc. Iar, iată, este aici o abandonare în fața Divinului, abandonare în mâinile divinității a lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, la genul la care voi pur și simplu aveți încredere, aveți credință, da? Și sănătatea voastră beneficiază pentru că aveți această siguranță că numai, da, că numai ei sunt cei care știu cât de credincioși sunteți voi sau pur și simplu știu cât de mult ați făcut într-o anumită direcție. Iar tarotul vine să clarifice în felul următor. Această îmbunătățire a stării fizice are, iată, multă spiritualitate. Ori vă găsiți un maestru, ori voi sunteți proprii maestri. Sunteți așa foarte concentrați pe a medita, a reflecta, a fi cât se poate de atenți la tot ceea ce înseamnă sănătatea, tot ce înseamnă viața în general, da? Parcă ascultați tot felul de mesaje de pe YouTube care sunt motivaționale. Între 10-20 decembrie văd că apar niște posibilități, poate două posibilități adiacente. Deschiderea aceasta către spiritualitate nu este întâmplătoare. Voi probabil că ați avut parte de o coincidență care v-a încântat într-un mod deosebit, iar abundența, ce frumos! În momentul în care voi veți face ce depinde de voi și apoi veți avea mare încredere în divinitate, iată și această abundență, da? Pentru că această credință a voastră, să știți că va aduce la un fel foarte prosper de a fi. Și așa sper să vă însoțească, dragii mei, această energie în luna decembrie și după aceea, în anul 2024. Eu sper să fie, da, abundență în primul rând de sănătate, apoi să fie una spirituală, materială, de creativitate și așa mai departe. Vă îmbrățișez cu mare drag și bineînțeles că vă aștept și la celelalte etalări, dragii berbeci. Să aveți mare grijă de voi, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți o lună decembrie așa cum ați vrea să o aveți și cum visați să o aveți. La revedere! Pa, pa!